Bună ziua! Putem începe? Da, mulțumesc frumos! Eu mă numesc Vasile Grădinaru, sunt președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Alături de mine este colegul meu de fracțiune, consilier municipal Roman Cujuhari. Astăzi am venit în fața dumneavoastră să discutăm despre o problemă foarte importantă pentru municipiul Chișinău, una care a afectat practic fiecare locuitor al municipiului, fie că e vorba în primul rând în calitate de persoană fizică, fie că e vorba în calitate de persoană juridică, toți ca unul au avut de suferit despre două decizii, una a primarului general și a fracțiunii socialiștilor și alta a coaliției din Parlament. Despre ce este vorba? Zilele trecute, toți locuitorii Chișinăului au început să primească niște scrisori de felicitare din partea domnului Ion Ceban și a coaliției sale PSR Meșor și nu este altceva decât faptul că au venit facturile pentru bunurile imobiliare, adică pentru impozitul pe bunurile imobiliare. De ce spun scrisori de felicitare? Pentru că în anii precedenți sumele erau cel puțin de două ori mai mici, iar în acest an de două ori respectiv mai mari. Ca un exemplu, locuitorii care achitau anul trecut 250 de lei impozitul pentru imobil, astăzi sau în acest an vor achita circa 500, cei care 350, aproximativ 700. Deci vorbim despre o dublare a impozitului. Dar care este sursa creșterii acestui impozit? Trebuie să ne amintim data de 29 decembrie, noaptea, ca de obicei, cum poate coaliția PSR Meșor să voteze bugetul municipal în decursul a 45 de secunde. Ne-au limitat dreptul la expresie noi, nouă celor din PAS, celor din platforma, da, care am încercat să le expunem toate problemele bugetului municipal. Ele erau foarte multe, motiv pentru care noi am blamat acest proiect decizii, motiv pentru care noi am protestat și am ieșit din sală atunci când s-a votat acest proiect decizii defectuos, iar astăzi colectăm roadele, dacă putem să le spunem așa. Anume, în proiectul bugetului a fost inclusă această majorare de la 0,1% la 0,185% din costul imobilului, astfel încât, spuneam, practic s-a dublat plata pentru impozit și anul acesta, în an de pandemie, post-pandemie, dacă vreți să-l numim, oamenii, deși au încasări mai reduse, deși unii au fost și au pierdut locul de muncă, iată că pentru ei această taxă a crescut. Noi am condamnat și atunci și condamnăm și acum această creștere din două motive. Pe de o parte, că mulți oameni au suferit pe urma pandemiei din punct de vedere economic, iar pe de altă parte, pentru că primarul Ion Ceban a ales altă cale. În loc să micșoreze cheltuielile suportate de către primăria municipiului Chișinău, în loc să dezvolte întreprinderi municipale care să aducă un profit mai mare, ca să putem avea o încasări mai mari, iată că el a ales ca să jupoaie practic oamenii de ultimul bănuț care a mai rămas în buzunar și să-i lasă fără nicio sursă de existență. Este dureros și este inacceptabil, de aceea noi suntem profund în dezacord cu această decizie. A doua parte a problemei se regăsește tot pe spatele alianței PSR Meșor, doar că nu în Consiliul Municipal, ci în Parlament. Dacă vă amintiți, la fel noaptea, pentru că la ei este o tradiție, s-a votat bugetul național sau bugetul Republicii Moldova, în care domnul prim-ministru fost atunci Ion Chicu a propus ca impozitul pe venit să nu fie achitat în rate și să nu fie oferită scutirea de 15% care erau în anii precedenți. Iarăși, vă amintiți probabil, mulți din dumneavoastră, că în anii precedenți era oferită o reducere de 15% dacă achitam până luna iunie, dacă nu greșesc, 15% din plata care urmea efectuată pentru bunurile imobile. Astfel, aveam o reducere. Unul și al doilea lucru, avem o posibilitate de a achita în două rate. Respectiv, era mult mai ușor de suportat aceste sume. Și respectiv, oamenii își executau obligațiile mult mai ușor, cu atât mai rezonabil în acest an, în an de pandemie. Acestea au fost două greșeli care au adus la dublarea impozitului pe venit pentru cetățenii din municipiul Chișinău. Și eu îmi pun întrebarea dacă aceasta este ultima majorare, pentru că eu am impresia că
administrația sau primăria în frunte cu Ion Ceban nu conștientizează cât este de gravă situația economică în Republică și în special în municipiul Chișinău. Dar ca să discutăm despre toate celelalte probleme, inclusiv și despre creșteri de tarife la anumite prestări de servicii, o să rog să continui, Roman. Da, vă mulțumesc. Vrem să vă informăm și să aducem în vizorul public că creșterea impozitul pentru bunurile imobiliare nu este ultima creștere pe care și-a propus-o să o facă Ion Ceban și PSRM din Consiliul Municipal Chișinău. În cadrul APA Canal, deja se discută planul de majorare a tarifului pentru apă și canalizare. Cei de la Autosalubritate deja pregătesc nouă grilă de majorare și achitare a serviciului de evacuare a deșeurilor pentru a acoperi creditul de 9 milioane de euro luat de la Bern. Mai mult ca atât, se pregătește și în curând va fi pe masa consilierilor pus un proiect de decizie privind majorarea tarifului la transport public. Ne întrebăm, oare de aceste majorări tot va fi vinovată Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate? Așadar, constatăm că unica metodă și unicul instrument economic pe care îl cunoaște PSRM și Ion Ceban pentru a încasa bani suplimentari în buget este demajorarea tarifului, de a încasa bani de pe umerii cetățenilor. În loc să înlăture schemele de corupție și de lapidări, care ca o adevărată caracatiță au pus mâna pe întreprinderile municipale, tot ce știu ei să majoreze tarifele. Motivul care l-a făcut pe Ion Ceban și echipa sa din PSRM să meargă la majorarea impozitelor este unul foarte simplu. Deficitul bugetului municipal Chișinău. Acest deficit este de circa 1,2 miliarde de lei sau 26% din valoarea bugetului. Fracțiunea PAS nu odată a atenționat asupra importanței diminuării valorii deficitului și anume încadrarea acestuia în limitele veniturilor reale pe care le are municipiul Chișinău și adaptarea cheltuielilor la veniturile pe care le are municipiul Chișinău. De asemenea, fracțiunea PAS nu odată a ridicat întrebarea utilizării eficiente a resurselor existente în primărie. Spre exemplu, una din cele mai mari surse de utilizare irațională a banilor publici rămân a fi întreprinderile municipale. Aici sunt cheltuieli netransparente de zeci, poate chiar și sute de milioane de lei. Însă nici o întreprindere municipală, până în ziua de astăzi, nu are un director selectat în bază de concurs. Toți sunt interimari și numiți pe criterii politice de către Ion Ceban. La fel, nici o întreprindere municipală nu are un consiliu de administrare funcțional care să monitorizeze transparența, care să monitorizeze eficiența activității întreprinderii municipale. Alt aspect extrem de important reprezintă structura cheltuielilor. Ion Ceban, în an de pandemie, în loc să se focuseze pe implementarea unor programe de suport a agenților economici care au suferit din cauza pandemiei, în loc să se focuseze pe niște programe de dezvoltare socială, pentru păturile care au fost afectate cel mai mult din cauza pandemiei, a hotărât să se focuseze pe cheltuieli de reparație bazinelor, havuzurilor, parcurilor și toate acestea în condițiile în care Horeca este la pământ, în situația în care sute de oameni și-au micșorat esențial veniturile. În cazul în care șoferii sunt nevoiți să-și repare zilnic mașinile care sunt deteriorate din cauza gropilor și drumurilor foarte rele. Toate aceste mofturi al lui Ion Ceban
sub forma de havuze, bazine, costă. Însă în loc să lucreze asupra eficientizării cheltuielilor, în loc să eficientizeze activitatea întreprinderilor municipale, în loc să oprească dilapiderile de structurile subordonate primăriei, în loc să susțină inițiativa PAS de a menține taxa majorată pentru produsele din tutun, Ion Ciban a decis să transpună toate aceste cheltuieli pe umerii cetățenilor, pe umerile locuitorilor municipiului Chișinău, ale noștri. Dacă Ion Ciban asculta ce spuneam noi în decembrie 2020, nu am fi ajuns în situația curentă. Totuși, mai există o soluție și de revizuire a acestei probleme create. Da, noi sperăm, noi chiar credem că Ion Ciban, socialiștii șor care au votat acest buget al municipiului Chișinău cu atâtea probleme, cred că ele pot fi în al 12-lea ceas corectate. Din acest motiv, noi facem apel către Ion Ciban ca să convoace de urgență ședința Consiliului Municipal în care să revizuim bugetul, astfel încât mai multe din asemenea greșeli, cum ar fi creșterea impozitului pe venit, să fie corectate, să fie ajustate, astfel încât să nu, în an pandemic și post-pandemic, să nu punem o presiune financiară suplimentară pe oameni, ca să-i aducem în situații de pandemie fără un ban în buzunar. Noi solicităm repetat convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal pentru revizuirea impozitului și excluderea tuturor cheltuielilor de lux și includerea unor programe sociale de suport a business-ului. Atunci când ți-ai foame, nu-ți arde a bazine. Noi vă mulțumim frumos și sperăm să fim auziți de primarul Ion Ciban și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să ne le puneți. Dacă nu sunt întrebări, atunci asta a fost. Vă mulțumim frumos, vă urăm o zi frumoasă și așteptăm reacții din partea domnului Ion Ciban. Mersi. Mulțumim.